Bine ne-am regăsit la târgul de toamnă care se organizează an de an în comuna Liești, o comună foarte frumoasă, comuna noastră de suflet. Este o zi exact cum după sufletul nostru, o zi târzie de toamnă. Toamna este cel mai frumos anotimp, toamna se numără bobocii. Sau, dragi copii, mai știe careva vreun alt proverb legat de toamnă? Să vă spun eu, toamna încep copiii școala. Dragi copii, dragi părinți, dragi invitați, acum, înainte de a face parada costumelor de toamnă, vă invit înăuntru în piață, la standuri, unde copiii se întrec într-un scop caritabil, vor încerca să-și vândă din produse, iar echipa care va câștiga va fi premiată. Vă mulțumesc! Vă aștept înăuntru în piață! Legume, fructe, în general ardei și bostan plăcintari, niște decorațiuni făcute manual de grupele mici și de grupele mari și cam atât, de-abia aștept să le vând. Pentru cam tot, nu? Da, mai avem puțin, niște bostan decorativi, niște rame de fotografii. Ce faceți cu banii strânși? Cu banii strânși se duc în fondul școlii și o să ne cumpărăm mobilă, marcăre, tocuri de hârtie, iar restul lucrurilor care rămân la târg le ducem la spitalul de la Ivești. Am vândut pușuri, am vândut tot felul de păhărele decorative. Niște păhărele decorative de noi natural, fructe, legume, nuci, tot felul de chestii. Ce ai vândut asta? Fructe, coșuri, avem și acolo ornamente. Și cumpără lieștenii sau nu cumpără? Da, da, se vinde foarte mult, pentru că sunt naturale din curțile oamenilor. Fructele sunt din grădinile noastre sau... Da, sunt din grădinile. De unde ne-am apucat și noi? Aici era tradiție în Liești cum plăti de coșuri, știi de treaba asta? Poftim? Era tradiție de plăti de coșuri în Liești, știi? Știi sau nu știi? Da? Astea bunica. Da, deci astea nu sunt făcute de cineva de aici, nu? Le-ați luat. Bun, ce faceți cu banii strânși? Păi, vom lua materiale pentru școală. Diferit bureți sau orice ne trebuie pentru școală. Copiilor meșteșugul care nu se mai practică, din păcate, așa de mult în România. Unde ai deprins nelegicirea asta? Am furat meserie de la mama și de la alți olari. Mai ai colegi sau copii de vârsta ta care practică așa ceva? Sau? Nu, eu sunt singura adolescentă care olărește din Galați și din România. Și, ce faci practic? Adică, la ce dai tu viață până la urmă? Vaze? Dau viață unor vase utilitare, vase creative, tradiționale în special, că readucem la viață tradiția și se fac, este un proces mai îndelungat, dar este foarte frumos și de asta vreau să îndrum copiii să încerce. Eu, spre exemplu, sunt olimpică națională și suntem apreciați pentru asta.
Cât durează până iese un vas de ăsta, de la început până la partea când îl pui la vânzare? Păi vreo două zile să se usuce, după care trebuie să îi ardem. În jur de o săptămână pentru obiect. Bravo! Aplauze și pentru Daria! Nu mi-aș fi dorit să fac parte din juriu și de aceea, dragi copii, dragi părinți, vreau să vă spun că astăzi toți copiii leșteni sunt câștigători. Toate prințesele, pentru că și mie sunt dragi și am și eu acasă multe prințese. Sunteți câștigătoare, sunteți alesele toamnei, absolut toate fetele, sunteți niște ființe atât de dragi, dar vă invit pe scenă, nu mai stați pe scară. Ținut aici toate. Toate prințesele, bineînțeles și prinții. Și pentru că ne-a fost foarte greu să deliberăm nouă juriului, în unanimitate am căzut de acord ca toți copiii și participanții la acest frumos concurs al toamnei să fie câștigători. Premiul cel mare este o excursie la București împreună cu părinții sau dacă părinții sunt ocupați cu doamnele educatoare, da, o zi întreagă. Programul vom stabili împreună să faceți ce doriți voi, să mergem unde doriți voi, da, și pentru că totuși este un concurs, n-am să mă repet, dar o să o lăsăm aici pe Nico, așa cum îmi place mie să-i spun, doamna Pescan, să prezinte totuși, un câștigător, o prințesă și un prinț, ca să închidem concursul. Dar voi toți, dragii mei, sunteți câștigători și dragile mele. Ce ochi frumoși! Deci toți ați luat premiul întâi, da? Și o să mergeți în excursie la București. Dar Mister Toamnă, o să încep cu Mister Toamnă. Cineva care a un băiețel care a avut numărul 61, Rareș Panaite. Numărul 61, te așteptăm. Este aici? Hai, 61 la mine. Felicitări, ești prințul toamnei 2023. Iar Miss Toamnă, cine credeți că este? Eu? Toate? Păi, să luăm așa. Eu sunt o fetiță care s-a costumat în prințesă, în zâna toamnei și a avut și o coroniță. Și are și un păr frumos, și are și niște ochi frumoși. Cine o fi, cine o fi? Cred că învață și foarte bine la școală. Chiar nu știu situația școlară, dar știu că azi s-a prezentat foarte bine. Și o cheamă? Ghici? Maxim? Bianca? Maxim, Bianca. Nu am numărul trecut aici. Cine este, Maxim? Tu ești? 48? Bravo, Bianca! Ești de la școala numărul 3? De la școala gimnazială Sfântul Nicolae?
Bravo, felicitări! Zâna toamnă, Miss Toamnă și Mister Toamnă, vă rog să treceți în față, să facem o poză împreună. Felicitări! Dragilor, toți copiii sunteți premiați. Vedeți că vă așteaptă câte ceva dulce acolo în spate la doamne. Și nu uitați că până în decembrie vom pleca și în excursie la București. Mă luați și pe mine. Felicitări! Sunteți fericiți? Da! Cum te-ai simțit astăzi? Foarte bine! Și tu, cavaler? Foarte bine! Împarți cu noi căpșunelele la dulci pe care le-ai primit sau le iei acasă? Îmi dai și mie măcar una? Da! Bine, mulțumesc! Aplaudați-i, vă rog, aplaudați-i pe toți, au fost superbi! Să fie sănătoși, să vă bucurați de ei și de micile reușite ale lor. Vă mulțumim tuturor pentru implicare, că știm că fără dumneavoastră, părinți, noi la școală n-am fi reușit nimic. Mulțumim primăriei pentru oportunitatea de a ne prezenta la nivel local și să ne vedem sănătoși la anul. Succes în continuare, spor la învățat, copii! Și până la anul, la Crăciun, în preajma sărbătorilor de iarnă, organizăm în fiecare seară, aici, inclusiv, Revelionul în aer liber, pentru toți lieștenii. Gratis! Deci până la anul, mai avem de treabă, doamna directoare. Vă mulțumim! Să dea Dumnezeu sănătate, să ne vedem și la anul și să ținem acest obicei întotdeauna târgul de toamnă în comuna noastră. Vă mulțumesc! Nu vindem doar produse, vindem bucurii, vindem emoții și v-aș ruga să citiți afișul pe care l-am făcut la școala Sfântul Nicolae. E vorba despre emoții, e vorba despre bucuria de a lucra împreună, împreună părinți, copii și profesori. Mulțumim! Ne bucurăm să ne aflăm astăzi aici la Târgul de Toamnă, desfășurat la Liești, într-o locație care a fost dezvoltată prin LIDER, prin Galunca Joasa Siretului și finanțată acum câțiva ani de zile, acum 5 ani de zile, ceea ce pentru noi reprezintă o mare realizare și o mândrie în același timp că suntem și noi, ne simțim și noi într-o zi ca astăzi la târgul plin de copii de culoare al toamnei, ca acasă la Liești. Întotdeauna am avut susținerea domnului primar Boț, s-a implicat în toate activitățile galului și pentru asta nu avem decât să ne înclinăm în fața comunei Liești și a acestui frumos eveniment organizat Târgul de Toamnă de la Liești. Da, după o muncă de o săptămână am terminat și Târgul de Toamnă de la Liești. Este pe ultima manifestare de culturală anul acesta. Mai avem în luna decembrie Festivalul de Obiceiuri și Tradiții, precum și Târgul de Crăciun, la care așteptăm întreaga comunitate din Liești să vină să fie alături de noi, precum și Revelionul în aer liber, tot pe această locație, pe această scenă. Ce s-a întâmplat astăzi la Liești? Cum a debutat? Cum a decurs toată? Astăzi la Liești, Târgul de Toamnă nu ar fi fost posibil dacă nu se implicau părinții al căror copii sunt elevii școlilor noastre. Și după cum ați văzut și dumneavoastră, chiar dacă este o zi de toamnă târzie, este o zi frumoasă, o zi caldă precum sunt sufletul copiilor și nici nu poți să-ți dai seama cât de creativi pot să fie acești prichindei care sunt viitorul comunității noastre.
Muzica.